Lecții de la Sami, de Alec Blenche, lecția numărul 10. Sami m-a învățat că lucrurile contează mai puțin și că ele nu pot înlocui niciodată iubirea. De multe ori, în încercarea de a mă revanșa pentru zilele în care nu puteam petrece prea mult timp cu ea, îi cumpăram cele mai scumpe jucării, ori cel mai scump pătuț, cea mai bună mâncare sau cine știe ce altă chestie mai sărea în ochi. Însă, pentru Sami, toate acestea nu contau. Ea nu mă iubea mai mult sau mai puțin dacă îi dăruiam lucruri. Putea să se joace la fel de bine cu o jucărie nouă și scumpă sau cu orice vechitură găsea prin casă. Era tot una dacă o plimbam cu o mașină scumpă sau cu una ieftină, dacă mă îmbrăcam după ultima modă sau mi-aruncam pe mine niște haine de prin dulap, pentru ea era important să petrecem timp împreună. Pentru că, până la urmă, așa cum îmi spunea Sami de fiecare dată, peste ani nu îți vei aduce aminte de lucrurile pe care le-ai avut, ci de momentele frumoase petrecute împreună cu cei pe care îi iubești.